Așa. La ce riscuri ne expunem dacă nu ne protejăm de înțepăturile de căpușă? Până la riscurile la care ne expunem, hai să vorbim un pic ce ar însemna o mușcătură de căpușă. Ea produce boala Lyme. De fapt, corect ar trebui spus în felul următor. Boala Lyme este o zoonoză produsă de o spirochetă din genul Borrelia, transmisă prin mușcătura de căpușă din specia Ixodes. Cu asta v-am făcut praf. Factori favorizanți există, și anume sezonul. Sunt mult mai multe căpușe și mult mai multe posibilități de a se transmite prin mușcătură o astfel de infecție în timpul sezonului cald. O alta este densitatea căpușilor pe o anumită suprafață în care există și persoana umană care ar putea să fie victimă la un moment dat. Boala este diagnostic mai de curând. În 1975, într-o localitate din America, Old Lyme, și de acolo a apărut și denumirea bolii. Foarte interesant că noi toți știm că boala se transmisă de vectorul acesta, s-ar găsi mai mult pe animale domestice. Dar mai mult decât pe animalele domestice, însemnând câinele, însemnând bovinele, însemnând cabalinele, însemnând caprinele. Cam pe astea sunt în mod special. Din animale sălbatice, căprioara și mai puțin la celelalte animale sălbatice. Dar cel care o poartă cel mai frecvent și o răspândește cel mai mult este șoricelul. Sunt rozătoarele mici și rozătoare mici în anumite perioade a anului sunt foarte, foarte multe. Despre boală am putea spune că practic este stadializată. O primă perioadă de până la 21 de zile de la mușcătură, de la mușcătura acestei căpușe din specia Ixodes, este o trecere aproximativ asimptomatică, după care urmează o perioadă de câteva luni în care apar tot soi de fenomene legate pe aparate diferite, pe aparatul cardiovascular, și pot fi miocardite, tulburări de ritm, diverse efecte secundare ale unei infecții. Pe neurologic, mergând până la meningoencefalite, sunt lucruri care sunt într-adevăr dificile și deosebite. De asemenea, mai există și al treilea stadiu, un stadiu în care toate celelalte simptomatologii se agravează și intră în anumite, grade de afecțiune de boală, care une dintre ele, cum sunt artritele, devin irreversibile. Ceea ce este poate mai încurajator și mai îmbucurător este că o infecție nu se ia simplu de la o simplă mușcătură. În general, noi nu absolutizăm, dar nu o simplă înțepătură produce și infecția de care am vorbit, de boala Lyme. Trebuiesc mult mai multe înțepături la un om. De asemenea, dacă poate există o singură înțepătură, dar cu o aderență a căpușei la gazdă pentru o perioadă mai lungă, depășind 24 de ore. Altfel, la frecvența acestor căpușe în anumite perioade ale verii, atât de multe în anumite locuri, ar trebui să genereze cu adevărat foarte, foarte multe cazuri de boală, de astfel de boală. E adevărat că diagnosticarea este destul de dificilă și că însuși boala a fost, inventariată de curând, 1975, mi se pare foarte, foarte aproape de zilele noastre. Ei, îmbucurător ar fi ceea ce am spus puțin mai înainte și faptul că există o terapie care poate fi folositoare într-un anumit stadiu de boală, bineînțeles.
Așa că sfatul este de a merge imediat la medicul de familie, la medicul de boli infecțioase pentru, știu eu, un sfat și pentru a diagnostica boala. Că boala se diagnostichează, se pune un diagnostic la început într-un, pe date clinice, în mod special pe datele de laborator, se face o serologie specifică și, bineînțeles, că foarte important este contextul epidemiologic. Iar celălalt lucru îmbucurător de care vă povesteam ar fi că în cadrul diagnosticării și într-un timp normal, o terapie cu beta-lactamine, penicilinele în general, cu doxiciclină, cu amoxiciclină, toate acestea pot fi de folos într-o terapie. Dar bineînțeles că nu le facem noi de capul nostru, ci mergem frumos la medic și în contextul de care am amintit puțin mai înainte, date epidemiologice, date clinice și date de laborator și cu un diagnostic corect putem să avem și șansa de a nu avea efectele secundare destul de grave ale acestei boli. Decât căpușa de fel. Dar interesant că este specia Exodes și genul de spirochetă din Borelia. Da, am mai ținut perfect. O scârbeniță. Birou, nu? Hai, de vreo, George, unde ești? Ori blurezi eu numărul, ori iei tu fără număr. Vrei să spun? Ionuț? Cum ca să... Mamă, ce cald e. Eu mâncam, bă, da. Dar am luat ăsta mai larg, ca să pot să am unde să bag. Da, da. Filmează-l pe rog. Nu, nu, că e cadru pe câine. E cadru pe câine. Cum îl cheamă pe câine? Eta. Eta? Așa. Bravo, Eta, bravo. Poți să-mi iei cu ei cu șapte stricat, cu fața, da? Și aia, tot așa, i-a spus, vezi, te-a atunci de frumoasă, bine, acum mai mult cu ideea lui, vremii am dat, dar asta a fost... Nu.
De mașina în spate? Da. Asta e și ideea. Nu spui când. Gata? Da. Cu ocazia controlului amănunțit asupra unui autoturism, a fost depistată cantitatea de 1498 de pachete de țigări ascunse și nedeclarate într-un loc special amenajat, fără documente de proveniență. Și a doua fază? Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal persoanei în cauză pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și de deținere în afara întreprinderii fiscal a unui număr mai mare de 10.000 de țigarete, iar întreaga cantitate de țigări a fost reținută în vederea continuării cercetărilor. Decizie în ceea ce privește politica externă, securitatea, judecătoria. Da? Haideți să ne așteptăm. Așa, nu? Da. Cum? Putem vorbi? Statuia amplasată la intrarea... Da, să trec în firul ăsta, că